Au fost efectuate toate măsurile de acțiuni de urmărire penală care au fost posibil de efectuat, ținând cont că era deja noapte. Au fost ridicate mai multe documente, audiate un șir de persoane, inclusiv din muncitorii care au lucrat în ziua 20 noiembrie în mine. La moment avem o persoană reținută. Potrivit forțelor de ordine, autoritățile au fost alertate aseară în jurul orei 20 de către soțiile minerilor decedați, îngrijorate că aceștia nu se întorc acasă de la muncă. Ajuns la fața locului, imediat au fost create mai multe echipe de salvare de blocare sau care s-au deplasat în interiorul minii pentru a depista persoanele care se aflau acolo. La distanță de circa 4 km de la intrarea în mină, în interiorul minii, au fost depistate cadavrele a doi angajați care activau la această mină. Tot aseară, premierul Pavel Filip a convocat o ședință de urgență la guvern. Șeful executivului a cerut instituțiilor responsabile să ofere sprijin familiilor victimelor, dar și să fie efectuate controale la toate minele din Republică pentru a verifica condițiile de siguranță a muncitorilor. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal, iar cei care vor fi găsiți vinovați de moartea angajaților riscă până la 6 ani de închisoare.